Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Sănătate și Imunitate. Iată, în ultima săptămână am discutat în cadrul acestei frumoase campanii despre felul în care ne putem păstra starea de bine, starea de sănătate fizică și psihică, psihoemoțională. Astăzi, alături de noi este Mirela Pop, medic primar de recuperare medicală, medic homeopat și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală și autoarea cărții Homeopatie în psihoterapie, remedii în terapia cognitiv-comportamentală, o carte publicată în colecția Psihoterapia și pe care o puteți de altfel găsi și în cadrul acestei frumoase campanii despre sănătate și imunitate. Avem în față rezultatul efortului considerabil al doctorului Mirela Pop de a elabora într-o formă cât mai clarificatoare cu putință bazele teoretice ale unei noi abordări, psihoterapia cognitiv-homeopatică, născută prin asocierea psihoterapiei și a homeopatiei. Iată un subiect, aș spune eu, foarte actual, pentru că, așa cum povesteam noi, așa pe scurt, înainte de a începe materialul nostru, interviul nostru, ultimul an, un an și aproximativ două luni, un an foarte provocator în condițiile pandemiei, un an în care foarte multe persoane s-au plâns de stări de angoasă, de neliniște, de anxietate, atacuri de panică, foarte multe crize, atât din punct de vedere existențial, dar și din punct de vedere material sau financiar. Și aș spune eu că starea noastră de sănătate fizică și mentală și, bineînțeles, și sistemul nostru imunitar au fost puși la grea încercare în această perioadă. Cu ce vine nou, să spunem, ca terapie alternativă, ca terapie complementară, homeopatia și cum o putem integra și cum o putem, să spunem, asocia cu psihoterapia cognitiv-comportamentală? Homeopatia este folosită în mod tradițional pentru afecțiuni fizice. Este o formă complementară de medicină. Însă, diferența dintre ea și, să zicem, abordarea alopată, abordarea medicală alopată, adică cea obișnuită, medicina obișnuită pe care o știm cu toții, este faptul că dacă în medicina alopată se urmărește tratarea unei boli însemnând a simptomelor fizice exclusiv, în medicina homeopată se consideră că boala nu există numai la nivel fizic, că o boală, o afecțiune, implică dezechilibre în egală măsură la nivel mental și emoțional. Și atunci remediile pentru diversele afecțiuni sau simptome sunt căutate folosind însă și particularitățile psihice ale persoanei, modul în care reacționează în acea conjunctură la situația în care este, la modul ei de viață, la lucrurile care i s-au întâmplat în ultima perioadă de viață. Deci, în medicina homeopată nu se poate face diferența între un anumit tip de gândire, de simțire și un anumit mod de a simți în corp, de a simți corpul. Și atunci, medicina homeopată obligatoriu integrează cele două planuri, sau chiar trei, mental, emoțional și fizic. Cam asta ar fi diferența și cred că, mai ales în perioada aceasta ciudată pe care am trăit-o, o perioadă de stres, o perioadă foarte diferită de ceea ce am trăit înainte, cred că pe toți ne-a luat prin surprindere, în această perioadă, desigur că dificultățile pe care le-am avut la nivel emoțional și psihic s-au repercutat într-un fel sau altul, sau au fost însoțite și de modificări în planul fizic, adică de diverse simptome fizice, de diverse afecțiuni care poate că s-au acutizat. Astfel încât abordarea aceasta, să zicem, integrată între remediile homeopate și psihoterapia,
cred eu că a ajutat foarte multe persoane în perioada asta. Putem vorbi de o serie întreagă de somatizări. Eu cel puțin, hai să spunem că sunt pasionat de zona aceasta a psihosomaticii și faptul că, exact cum spuneai foarte bine puțin mai devreme, medicina alopată, medicina clasică, să o numim tradițională, încearcă să rezolve partea aceasta de simptomatologie și de efecte mai degrabă. Noi vedem doar efectele unei tulburări, ale unei afecțiuni, ale unui organ și poate vedem mai puțin ce se ascunde de fapt în spate, și anume să pornim de exemplu de la cauze, pentru că cu toții știm că traumele vin. Asta este, vin din copilăria noastră și relația pe care noi o avem, am avut-o cu părinții noștri, a fost și este extrem de importantă pentru determinarea unor tipare relaționale funcționale. Faptul că, nu știu, avem anumite răni emoționale nevindecate din copilărie, faptul că am avut parte de un stil de atașament, să spunem, anxios sau evitant sau poate chiar destructurant, dezorganizat, și toate astea s-ar putea să-și pună amprenta asupra felului în care noi reacționăm în relațiile interumane cu celălalt, dar și asupra felului în care, uite, are parte sistemul nostru imunitar, faptul că pot apărea niște afecțiuni, niște tulburări ale organismului de care noi nici nu știam. Și stăm câteodată și ne întrebăm, bun, oare de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? Să zicem că aici ne referim nu doar la o banală răceală sau la ceva foarte, foarte ușor, ci poate ne ducem și în zona aceasta a unor boli, eu știu, degenerative sau cu risc pentru sănătate destul de mare. Încercând să o iau așa de la început, apropo de modul în care am fost crescuți, de relațiile noastre din mica copilărie, a fost un lucru demonstrat de Bowlby, faptul că modelul de atașament, care, culmea, se stabilește până la vârsta chiar de un an, va fi un model de atașament pe care 90 și ceva la sută dintre oameni îl vor avea și la vârsta la vârsta maturității. Adică patternul acesta, modelul acesta de atașament este foarte, foarte dificil să fie schimbat. Și atunci, da, experiențele și relațiile cu părinții noștri din copilăria mică se vor transforma într-un fel de șablon al personalității noastre, nu neapărat, nu numai al modelului de atașament, dar ăsta este un exemplu, în care vom funcționa o perioadă foarte mare foarte mare de timp. Cu timpul însă putem, e adevărat, să nu privim fatalist, dacă înțelegem despre ce e vorba, dacă conștientizăm experiențele pe care le-am avut și modul în care le-am integrat, atunci, da, cu timpul pot fi modificate. Însă, mergând mai departe, un pas, faptul că avem un anumit tip de model de atașament, de exemplu, nu are niciun fel de legătură cu vreo boală a noastră din punct de vedere alopat. Însă, din punct de vedere homeopat, lucrurile sunt foarte legate. Și am să dau un singur exemplu. O persoană sau o persoană care este, să zicem, căreia ei se indică remediul numit natrium muriaticum, este o persoană în general cu un model de atașament evitant. Asta înseamnă o persoană care face greu relații, deși își dorește lucrul ăsta, care evită relațiile profunde, relațiile apropiate, tocmai de teama de a nu fi rănit, de a nu suporta despărțirile, de a nu suporta respingerea, și atunci are modelul acesta evitant, care presupune o dificultate în a stabili relații cu ceilalți. Ei bine, natrium muriaticum, ca și remediu homeopat,
se caracterizează din punct de vedere fizic, adică persoanele care sunt justițiabile, acesta e o exprimare din homeopatie, pentru acest remediu, au frecvent afecțiuni la nivelul pielii de tipul psoriazisului, de tipul afecțiunilor care îngroașă pielea, pentru că psoriazisul se caracterizează prin îngroșarea pielii și descoamare. Dacă vreți să privim din punct de vedere metaforic, la nivelul pielii se exprimă exact ceea ce se exprimă la nivelul psihic, adică nevoia de a te proteja de ceilalți, de a pune o platoșă între tine și ceilalți, astfel încât putem să vedem oglindirea asta a profilului psihologic într-o afecțiune fizică. Un alt exemplu, să ne gândim la un remediu care face parte, să zicem, sau care are un model de atașament anxios, am să spun Ignația, să zicem. Ei bine, modelul de atașament anxios înseamnă, dimpotrivă, o dependență foarte mare de o altă persoană. Faptul că ne atașăm foarte mult de altă persoană și ne imaginăm viața fără acea persoană, considerăm că nu putem să funcționăm ca o entitate distinctă, autonomă. Ei bine, Ignația dezvoltă tot felul de simptome de sufocare, ca și cum nu ar putea trăi în absența persoanei respective, și are, așa, la nivel fizic, un aspect care sugerează dependența. Este ca un fel de iederă care nu poate trăi decât pe un copac. În absența copacului sau a unui suport, ea nu se poate ridica, nu se poate susține. Iar persoanele care sunt justițiabile pentru Ignația, de multe ori au această caracteristică fizică, ceva care cade, o optoză, ceva care nu se poate susține pe sine. Iată deci că și în ceea ce privește constituția sau modul în care ne păstrăm postura, se pot găsi indicii pentru ceea ce se întâmplă la nivel mental, la nivelul psihicului nostru. Lucrurile sunt bilaterale și din punct de vedere mental putem să ne gândim la o predispoziție către anumite boli, de exemplu medicina alopată este de acord cu faptul că oamenii care au personalități de tip A, adică persoanele foarte competitive, foarte agitate, ambițioase, care își doresc multe lucruri și așa, vor dezvolta foarte frecvent ulceri, despre care în sfârșit medicina alopată consideră că este, dacă vreți, o manifestare somatică a unui tip de personalitate. Deci și din punctul de vedere al personalității sau al modului în care funcționăm la nivel mental, putem să deducem anumite boli la care persoana este, să zicem, susceptibilă, predispusă, dar și invers. Văzând anumite simptome, văzând anumite caracteristici la nivel fizic, putem să ne dăm seama cum gândește sau ce simte sau prin ce... în ce constelație psihologică sau psihoemoțională se află persoana respectivă. Cred că aceste două exemple sunt foarte relevante, ca să spunem așa, și poate, nu știu, nu întâmplător, în alte contexte, în alte discuții, le-am mai folosit, bineînțeles, cu alte cuvinte. Și mă gândeam acum... Câtă dreptate ai când ai pomenit de aceste două categorii și pornit de la stilul de atașament anxios, dar și cel evitant. Și mă gândeam că, iată, apropo de ulcer și de persoanele foarte competitive, performante, ambițioase și așa mai departe, care au, cred eu, o doză destul de mare de adrenalină și de stres, da? Sunt tot timpul sunt vigilente, sunt tot timpul în action, în priză, exact. Și atunci probabil de aici. Și mă gândeam că ca emoții și cât de importante sunt emoțiile, mă gândeam la furie și la legătura pe care am putea să o facem cu afecțiuni ale unui alt organ.
și anume ficatul. Sau în cazul stresului, anxietății, neliniștii, de exemplu, cu afecțiuni ale stomacului. Tot pomeneai despre ulcer. Iarăși rinichii au corespondent în alte emoții, plămânii. Frică în general. Exact. Frică în general. Plămânii, rinichii, chiar, da. chiar și afecțiunile, hai să le numim dermatologice, unde există, pe de o parte, cum spuneai, psoriazisul și acea dorință de protecție, de protejare, de a mă proteja. Și iată ce se întâmplă la nivelul pielii, la nivelul epidermei. Dar și persoane care dezvoltă, să spunem, anumite afecțiuni dermatologice, care au nevoie de foarte mult contact fizic, de îmbrățișări, de mângâieri, de... Da, lucrurile astea, din fericire, au fost demonstrate deja, sau mecanismul lor fiziologic a fost deja demonstrat și descoperit de știință, de medicina alopată. De exemplu, spuneam, personalitățile de tip A care dezvoltă ulcer, lucrurile merg foarte simplu pentru că sau se pot explica foarte simplu la nivel fiziologic. Pentru că a trăi în stres presupune o secreție foarte mare de cortizol, care este hormonul stresului, iar cortizolul scade bariera de protecție a mucoasei gastrice, astfel încât devine foarte evident de ce o persoană care trăiește într-o stare de stres prelungită este predispusă la ulcer, de exemplu. De asemenea, persoanele care trăiesc intens, care trăiesc în situații de pericol, nu neapărat un stres așa prelungit și cumva constant, ci situații acute de pericol, atunci, desigur, vor secreta foarte multă adrenalină, iar această adrenalină va predispune, prin efectul ei asupra sistemului cardiovascular, va predispune la hipertensiune arterială, la infart. Deci lucrurile astea sunt deja demonstrate. Boli cardiovasculare. Lucrurile acestea sunt deja demonstrate într-un mod absolut științific, fiziologic. Spuneai de legătura cu dintre un anumit profil psihologic sau anumite emoții resimțite și rinichi. În principiu, rinichii sau afecțiunile renale sunt legate în medicina, să spunem, complementară, sunt legate foarte mult de frică. Motivul este același. În situații de frică se eliberează adrenalina care produce vazoconstricție și în corticala renală și în medulara renală, ceea ce poate să ducă, desigur, la afectări renale. Deci, dacă acum, nu știu cât să zic, să zicem acum 10 ani, lucrurile acestea păreau așa un pic ezoterice, mai ales pentru colegii mei medici. În ziua de astăzi, foarte, foarte mulți dintre ei îmbrățișează această legătură indisolubilă între mental, emoțional și fizic, tocmai pentru că s-au descoperit mecanismele fiziopatologice care duc dinspre mental către exprimarea la nivelul corpului a unor probleme de ordin mental sau emoțional. Am să închei discuția noastră cu dar nu l-aș numi neapărat citat, oricum un textuleț pe care l-am găsit pe coperta 4 a cărții Homeopatie în psihoterapie, remedii în terapia cognitiv-comportamentală. Tu ai reușit în această carte minunată, o sinteză remarcabilă a ideilor și a cunoștințelor amănunțite din domeniul psihoterapiei, plecând de la câteva întrebări esențiale, fundamentale, și anume ce este omul, care este scopul său aici pe pământ. Răspunsul la aceste întrebări ne conduce la enunțarea unor principii generale de funcționare a psihicului uman și în principal a aspectelor cognitive
care influențează sănătatea noastră fizică și psihoemoțională. Concluzia care rămâne este aceea că gândurile noastre sunt în mare măsură responsabile de suferința noastră fizică, iar pentru un trup sănătos avem nevoie să gândim sănătos. Desigur, despre asta este vorba până la urmă. Despre modul în care putem să ne influențăm starea de sănătate fizică, acționând nu doar prin medicamente sau prin proceduri medicale, ci acționând undeva unde nouă ne este la îndemână să acționăm, pentru că numai noi putem să fim stăpânii propriei noastre minți. Și atunci avem această posibilitate să ne influențăm starea de bine, fericirea, sănătatea, încercând să ne înțelegem pe noi înșine, în primul rând. Dragii noștri, a fost alături de noi Mirela Pop, medic primar de recuperare medicală, medic homeopat și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală. Am vorbit despre remediile homeopate, despre sănătate, despre sistemul imunitar, pornind de la recomandarea de carte pe care noi v-am făcut-o astăzi, așa cum facem la fiecare material sau interviul din cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, și anume Homeopatie în psihoterapie, remedii în terapia cognitiv-comportamentală, o carte pe care vi-o recomandăm cu mult drag, cu multă căldură. Autor Mirela Pop, a fost astăzi alături de noi și îi mulțumim din suflet. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare, lectură plăcută, și închei așa cum am făcut în ultima săptămână în cadrul acestei frumoase campanii despre sistemul imunitar și despre sănătate, cu mesajul, cu îndemnul: rămâneți sănătoși! Mulțumim!